Ateneul va găzdui în această seară spectacolul Valorilor Românești. Înainte de sosirea echipei Realitatea TV, care se ocupă de pregătirea evenimentului, tehnicienii filarmonicii au acordat pianul la care va cânta micul Mozart al României, Matei Mihăescu. Acordajul înainte de repetiție, după care revin și fac acordajul pentru concert. Pentru ca totul să fie perfect, Melania Medeleanu și Mihai Tatulici, prezentatorii galei, dar și tehnicienii Realitatea TV, au muncit cot la cot până aproape de zorii zilei. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la gala 10 pentru România. Pe scenă sunt mai mulți decât cei care chiar mai au treabă. Vă rog mult să-l aplaudați și pe domnul Tatulici. Melania, mă aude? Mihai Tatulici, exigent cum îi stă bine unui jurnalist, nu s-a lăsat până nu a fost convins că sonorizarea este perfectă. Amplificarea în sală e maestruoză, solemn, puternic, deci nivel de vorbă. De-aia stai acolo, că am plecat ședință. Păi, eu vreau să văd asta, da? Nici măcar caut la un ca semnal de televiziune care trebuie să plece pe emisiune. Da, stai, e puternic, e definit, da? Oamenii ăștia trebuie mișcați cu ceva. Gala 10 pentru România va începe în această seară la 18:30. Spectacolul Elitelor Românești va desemna pe baza celui mai elaborat studiu sociologic făcut în România 10 laureați pentru tot atâtea categorii reprezentative pentru societatea românească.